Echipa de handbal CSU Suceava a fost revelația ediției din acest an a Final Four-ului Cupei României. În semifinale, universitarii au fost la un pas de a elimina marea favorită CSM Constanța. După două reprize a câte 30 de minute și două ture de prelungiri cu câte două reprize a 5 minute, dobrogenii s-au impus cu 42-39. Echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a pornit cu șansa a doua și în finala mica competiției, unde a întâlnit gruparea CSM București. În ciuda oboselii acumulate cu o zi în urmă, sucevenii au făcut încă un meci mare. CSU Suceava a dominat jocul de la un capăt la celălalt, iar la final s-a impus la o diferență de 6 goluri, scor 35-29. Suceava a câștigat meciul 35-29 și medaliile de bronz, iată, vora bucuriei făcută de bucovineni, care au făcut un Final Four absolut spectaculos și până la urmă și-au încununat efortul cu aceste medalii de bronz. Bronzul câștigat duminică la Baia Mare reprezintă cea mai importantă performanță din istoria participării echipei CSU Suceava în Cupa României. La scurt timp după meci, Răzvan Gavriloae a transmis următorul mesaj. O medalie de bronz norocoasă, ar spune unii după întregul parcurs din cupă, ghinionistă, ar spune alții care și-au ținut respirația timp de 4 secunde în semifinală. Însă este una mult așteptată, muncită pe brânci și mai prețioasă decât multe medalii de aur. Bravo, băieți, mândru de voi, a transmis Răzvan Gavriloaia. Pe pagina oficială de Facebook a clubului sucevean a fost postat următorul mesaj. După două zile extenuante, băieții noștri se întorc acasă, cu medaliile de bronz ale cupei și mai ales cu admirația întregii românii handbalistice. Vă mulțumim pentru efortul incredibil și ambiția de a reprezenta cu mândrie Suceava. Vă dorim o vacanță minunată. A venit timpul să vă relaxați și să vă bucurați de familie și prieteni. Încărcați-vă bateriile pentru următoarele provocări și nu uitați că întreaga comunitate din Suceava este alături de voi.